Bună, dragii și dragile mele! Astăzi ne revedem la un nou clip, un clip în care o să vă arăt favoritele momentului. Și vreau să încep mai întâi cu produsele cosmetice, ca mai apoi să las accesoriile, hainele și o să mai vedeți ce mai am eu în gând să vă arăt. O să încep mai întâi cu produsele pentru corp, iar primul produs favorit pe care vreau să vi-l arăt, bineînțeles, printre altele, am mai avut și alte produse favorite, dar deja le-ați văzut în lunile trecute și nu vreau să mă repet. În acest clip vă voi arăta doar produse din acest moment favorite. Și da, cum spuneam, vreau să vă arăt această cremă de corp de la Neutrogena. Este o cremă intensiv hidratantă, un balsam intensiv hidratant, potrivit atât pentru corp, mâini, picioare, față. Deci îl puteți aplica absolut peste tot unde aveți piele uscată. Ei bine, am cumpărat acest balsam la recomandarea medicului meu dermatolog, mai exact, el mi-a recomandat crema de mâini pe care o să o vedeți imediat și eu, bineînțeles, dacă am cumpărat crema de mâini, m-am gândit că aș vrea să testez și produsul de corp. Ei bine, acest balsam pentru corp, există și loțiune și cred că o să o testez și pe aceea cât de curând. Este la prețul de 20 de lei, cu atât l-am cumpărat eu de la farmacia Tei, sau 18-20 de lei, pe acolo este prețul său. Arată cam așa în borcanel. După cum puteți vedea, are o textură groasă de balsam, untoasă. De aceea vreau să precizez că este destul de spornică, trebuie o cantitate mică ca să întinzi pe o suprafață mare de piele, pentru că este destul de groasă, de consistentă, de hidratantă. Îmi place foarte mult, o aplic pe coate, pe picioare și intră destul de repede în piele, dar s-ar putea într-adevăr pentru sezonul cald să fie un pic cam mult. Este potrivită pentru această trecere de la iarnă la primăvară, când încă bate vântul, încă mai sunt zile mai răcoroase. Această cremă vă va proteja de aceste probleme, de problema de uscare a pielii, pentru că de fapt asta căutăm. Nu o recomand într-adevăr dacă nu aveți o piele uscată. Dacă nu aveți o piele uscată, stați departe de ea, pentru că vi s-ar putea părea ușor grasă și prea hidratantă. Dar dacă aveți o piele uscată, ca în cazul meu, vă recomand acest produs din toată inima. Este produsul meu de corp favorit la momentul de față și este printre singurele produse care într-adevăr mi-au hidratat pielea. Apoi o să trec la crema de mâini tot de la Neutrogena. Cum vă spuneam, aceasta mi-a fost recomandată de către medicul dermatolog. Eu i-am spus de problema mea de uscare a mâinilor și că vreau să le protejez cât mai bine. Iar el, surprinzător, mi-a recomandat această cremă de la Neutrogena. Cu toate că eu la momentul acela foloseam ceva de la Bioderma, am folosit și de la Eucerin, deci foloseam creme de mâini destul de scumpe și de pretențioase, să zic așa. Când mi-a dat o variantă atât de ieftină, o alternativă atât de ieftină, am rămas uimită. Aceasta la farmacia Tei am dat 11 lei pe ea, este fără parfum, cea cu parfum era 14 lei, era mai scumpă, nu am înțeles de ce. Când am auzit pe aceasta că e și mai ieftin și fără parfum, cu atât mai bine. Și da, am cumpărat-o, are 50 de ml, are o cantitate mică, ați spune, la prima vedere pentru o cremă de mâini, dar este foarte spornică. Are o textură, cum să vă spun, gelatinoasă, o textură, știți cu ce seamănă mai mult? Cu acea, de la Balea exista o vaselină cosmetică, dacă o știți. Ca textură seamănă cu aceea, numai că se absorbe repede în piele, nu rămâne la suprafața pielii și lasă mâinile foarte catifelate și foarte hidratante pe tot parcursul zilei. Am rămas uimită de calitatea acestei creme la un preț de doar 11 lei. Nu mă gândeam să întâlnesc un asemenea produs atât de bun. Chiar vreau să vă arăt un pic pe mână legat de consistență și o să fac un close-up. Vedeți? Are o consistență ușor gelatinoasă, nu de cremă. Iar când o aplici, se absorbe imediat în piele, instantaneu este absorbită de piele
iar pielea rămâne catifelată. La început poate părea un pic grasă până se absorbe, să aveți senzația de gras, dar când se absorbe și este aproape instantaneu absorpția, rămâne fină, catifelată, nu este lipicioasă, nu este grasă. Nu știu, este o cremă foarte bună, foarte bună și am zis că o să merg la TI și o să văd dacă au și creme pentru ten și mai multe variante și o să încerc cam tot ce se poate de la acest brand, pentru că am rămas uimită, am auzit apropo și de fondul de ten de la Neutrogena, că este foarte bun. Din păcate eu nu l-am găsit, nu știu, dacă aveți vreun site unde aș putea să-l găsesc, vă rog să-mi lăsați în bara cu descriere și cu siguranță îl voi testa. Apoi un alt produs pentru corp care mi-a plăcut foarte mult este acest body scrub de la Thai Spa. Știți foarte bine probabil acest brand. Datorită produselor pentru hidratare de corp, au unturile acelea de corp frumos mirositoare. Știu că eu am avut de-a lungul anilor cu pepene galben, care mi-a plăcut foarte mult, era cu pepene galben și castravete, da, acela mi-a plăcut foarte mult. Am avut și cu ulei de măsline, am avut și cu ceva grapefruit, da, cu grapefruit am mai avut. Oricum, mi-au plăcut toate unturile de corp foarte mult de la ei, mai ales pentru parfumul lor atât de frumos și de plăcut, care părea destul de natural. Acest scrub este cu castravete și pepene ca și aromă, are 200 de ml și nu conține parabeni. În compoziția sa, acest scrub conține particule abrazive obținute din sâmburi de măsline măcinați, deci particulele sunt obținute în mod natural, nu sunt sintetice, ceea ce este. Conține aloe vera, care ajută la calmarea pielii, la hidratarea acesteia în profunzime. După cum știți, aloe vera este planta frumuseții și are, bineînțeles, și o aromă plăcută, cum vă spuneam mai devreme, de castravete și de pepene. Chiar miroase foarte bine. Eu mai am foarte puțin în el până pe aici. L-am folosit de câteva ori și sunt foarte mulțumită de el. Îl folosesc de două ori pe săptămână, îmi exfoliez pielea de pe întreg corpul și face o treabă minunată. Particulele abrazive sunt de dimensiuni mărișoare, dar destul de dese în compoziția gelului de duș. Și face ca pielea dumneavoastră să fie curățată în profunzime, să fie exfoliată și să o simțiți așa super curată și super fină. Îmi place acest produs, vi-l recomand, este și ieftin, este undeva la 11 lei, l-am luat din Auchan. Apoi am și două produse de make-up și primul produs de make-up pe care vreau să vi-l arăt este acest ruj lichid. Este de la Miss Sporty și este dintr-o gamă mată. Se numește Matte to Last și spune că rezistă 24 de ore pe buze. Este cel pe care îl port în momentul de față pe buze. Vreau să precizez că nu am găsit pe YouTube niciun review la acest produs, ceea ce m-a dezamăgit așa un pic și atunci m-am gândit, eu văzându-l în magazin, să-l achiziționez și să îl testez. Este foarte ieftin, adică are undeva prețul de 14 lei. Este un produs ieftin, după cum bine știți, Miss Sporty, gama Miss Sporty este o alternativă ieftină de make-up și chiar au produse foarte bune. Eu am încercat și mascara de la ei și mi-au plăcut, ojele lor îmi plac, am încercat și blush-uri și la fel am fost foarte mulțumită. Și atunci m-am gândit să cumpăr și un asemenea ruj. Știți că sunt obsedată acum după rujurile lichide mate și plus de asta îmi place destul de mult și roșul ca și ruj. Și atunci da, am zis să-l îi dau o șansă. Al meu este în nuanța 300, Vivid Red se numește. Este o nuanță de roșu destul de puternică, de vibrantă. Și acest produs, e bine, îmi place foarte mult. În primul rând, este opac dintr-o singură aplicare, nu trebuie să dai 10 straturi. Dintr-o singură aplicare devine opac, uniform. Periuța este bună, are un aplicator normal din acesta. Ia exact cantitatea necesară pentru o aplicare. Culoarea este intensă, vibrantă.
Plus de asta, rezistă foarte bine pe buze. Nu rezistă într-adevăr 24 de ore, dar eu l-am testat la servici. Dimineața am plecat undeva la ora 7:30, m-am întors seara la 7 seara, asta înseamnă 12 ore în care am vorbit, am mâncat, am băut, nu mai aveam într-adevăr mai deloc, rămăsese puțin contur și se luase, dar vreau să vă spun că l-am avut aproape toată ziua pe buze și că s-a luat treptat și plăcut, nu a rămas, nu știu, să se ia într-o parte și într-o parte să rămână sau nu, s-a luat treptat, s-a luat în mod plăcut, a rămas ușor conturul și chiar mi-a plăcut acest produs, iar pentru prețul de 14 lei pe care îl are, sincer, nimic nu-l poate combate. Am văzut că au nuanțe și mai naturale și niște rozuri drăguțe și cu siguranță voi cumpăra și alte nuanțe pentru că este un ruș care își merită toți banii și, după cum vă spuneam, este foarte ieftin. Apoi un alt produs de make-up este această trusă. O să spuneți de acolo dacă o vedeți și nu fac close-up că este o trusă de la The Balm. E bine, nu, nu este o trusă de la The Balm, este un fake. Este o copie după trusele de la The Balm. Eu am din această gamă acel iluminator de Mary Luminizer, cred că așa se numește. Îmi place foarte mult, îmi plac produsele de Balm, sunt foarte bune, au și un preț mărișor. Eram la metrou, am coborât la Nicolae Grigorescu și acolo este un magazin din ăsta chinezesc, nu știu, gen, are de toate, ați văzut voi cum au magazinele astea de la metrou, eșarfe, dresuri și alte porcării. Bun. Ei, și am văzut în geam această paletă. M-am apropiat mai bine și am cerut să o cumpăr. Chiar am vrut să o cumpăr și să o testez. A fost doar 10 lei. La 10 lei, cine n-ar vrea să o testeze? Eu m-am uitat pe ingrediente și să știți că are ingredientele asemănătoare cu trusele scumpe. Am o trusă de la Sephora care a fost 200 de lei și vă spun că are fix aceleași ingrediente. Și am zis să o iau să o testez. Are 12 luni de la deschidere. Așa iese din cutia sa și rămâne cu acest ambalaj frumos, cartonat, exact cum sunt cele de la The Balm. Și dacă vedeți voi, are pe ea, o să fac un close-up, are pe ea tot felul de imagini, exact imaginile produselor The Balm. Dacă vedeți, are acest paleta Nude Tude. Mai regăsim aici Betty Low, mai avem Hot Mama, care știm cu toții acest bronzer, mai avem, nu știu, mai avem și paleta aceasta, o știu, toate imaginile, dacă o să le vedeți, Bahama Mama, dacă o să vă uitați la ele, o să vedeți că sunt copiate după produsele de bar. Paleta este magnetică, se deschide așa, a venit cu o folie de protecție, iar aici, bineînțeles, are o oglindă și aici are nuanțele. Da, bun, o să vă arăt nuanțele. Din păcate, eu nu am toate produsele originale de la The Balm din această paletă ca să pot să fac o comparație exactă, ca să vă spun dacă cel puțin seamănă sau desemăna seamănă, dar neavându-le și netestându-le amândouă în același timp, produsul original și acest fake, nu pot să vă garantez că sunt nuanțele la fel sau asemănătoare sunt, dar la fel nu vă pot garanta lucrul ăsta pentru că nu le am și pe acelea, înțelegeți ce vreau să zic, dar vă pot spune că este o paletă frumoasă. Și vine cu 4 nuanțe de blush, dacă observați, acesta este copiat după Bahama Mama, care este un bronzer și vreau să vă spun că reușește destul de bine să fie ca și bronzer și reușește destul de bine să fie folosit ca contouring. Apoi avem Cabana Boy, care la fel știu că este un blush la ei, dacă nu mă înșel, și are o nuanță plăcută. Mai avem Instain, acesta tot așa un blush, și Hot Mama, care este tot sub formă de blush. Hot Mama acesta este un pic cam deschis parcă față de original. Iar apoi avem 5 nuanțe de fard, acesta mai închis,
După cum le vedeți și voi, acesta este cel mai deschis, poate fi folosit, de ce nu, și ca iluminator. Și mai avem aici două luciuri de buze, care alea chiar nu m-am, nu le-am testat și nici nu știu de ce nu vreau să le testez. Dar fardurile din această paletă le-am testat și chiar îmi plac. Sunt pigmentate, sunt frumoase, chiar am rămas impresionată de calitatea lor și am vrut să încerc și eu așa ceva, de ce nu. O să vă fac și câteva swatch-uri, de ce nu, pe mână. O să-mi ridic mâneca de la cămașă și o să vi le arăt un pic pe podul palmei. O să încerc să țin mâna cât mai așa. Spuneți voi, fetelor, dacă blush-urile astea nu sunt wow. Sunt super pigmentate, super frumoase, nu sunt prăfoase și sunt cremoase. Ca și la atingere. Bine, ele nu sunt farduri cremă, sunt farduri pulbere, dar au o consistență ușor cremoasă. Uitați cum arată. Recapitulez pentru că mi s-a închis camera și nu știu dacă a filmat tot. O să recapitulez. Acesta este Bahama Mama, copie. Acesta este Cabana Boy. Acesta este Instain. Iar acesta este Hot Mama. Fardurile de ploape sunt la fel foarte pigmentate. O să fac și la acelea swatch-uri. Imediat se usuce un pic mâna. O să fac mai întâi swatch-uri la luciurile de buze, dar v-am spus, acestea nu le-am folosit și nici nu sunt eu, nu sunt ele favoritele mele, dar uitați și acestea cât de bine arată. Aici prefer să-mi folosesc rujurile mele. Uitați cât de bine arată și aceste luciuri. Adică, pe bune? Arată foarte bine și vă spun, sincer, nu au un miros neplăcut, nu au, nu știu, eu una, bine, luciurile, de ce să vă mint, nu le-am folosit, nu le voi folosi, pentru că nu știu de ce, nu-mi vine să le folosesc, pentru că am produse mai de calitate pentru buze și rămân la acelea, dar fardurile acestea, în care copiază blush-urile, mă rog, originale de la The Balm, sunt super tare, deci chiar sunt tare. Și o să vă arăt și fardurile pentru ploape. Primul este un khaki, verde khaki, da, al doilea este ceva cu irizație aurii, mă rog, irizație aurii, foarte mișto, al treilea poate fi folosit și ca iluminator, dacă îl vedeți voi, sper că se vede, se vede, da, bun, al patrulea este tot așa un verzui, un verzuliu mai puțin pigmentat, are niște irizații în el argintii. Așa. Și ultimul, care nu mai am deget ca să-i fac swatch, să șterg un deget, este acesta, care este unul dintre fardurile mele preferate la momentul actual. Și arată cam așa. E bine, spuneți voi dacă nuanțele astea nu sunt frumoase. Adică, pe bune, arată super bine paleta asta, adică chiar îmi place. Iar ultimul produs din categoria cosmetice, să zic așa, este un parfum și anume Olympia de la Paco Rabanne. E bine, acest parfum la început mie mi se părea că nu persista. Nu știu de ce. Așa mi s-a părut mie că nu persistă. E bine, ca și miros este favoritul meu la momentul actual. Are un miros, nu știu, deosebit, dulceac, mi-aduce aminte așa de o zeiță. Nu știu, are un parfum deosebit. Este un parfum deosebit cu totul. Și sticla arată foarte bine. Mi se pare lucrată destul de bine, destul de frumos. Și l-am folosit cam un sfert, să zic. A devenit parfumul meu preferat. Cum vă spuneam înainte, mi se părea că nu persista, dar am încercat în această primăvară să-l refolosesc și să încep, de fapt, să-l folosesc mai mult, pentru că, ținându-l acolo, nu vreau să-mi expire. Ar fi păcat de un asemenea parfum să expire. Și am rămas surprinsă să văd că acum persistă pe haine, nu știu, 8-9 ore, 10 ore. Nu știu ce s-a schimbat, ori eu nu am avut atunci miros pentru el, să zic așa, că nu l-am folosit, dar acum mi se pare că persistă, că este un parfum bun, cu prestanță, un parfum deosebit, care te scoate în evidență în orice situație.
Și în general eu nu vă arăt haine, dar vreau să merg și pe această variantă de a vă arăta haine și poate o să încerc să fac și hauluri dacă vă place acest lucru, cu ce mi-achiziționez eu. Nu vreau să fie ca o laudă, vreau doar să vă arăt, să împărtășesc cu voi, pentru că mai găsesc și anumite chestii la reduceri, la, nu știu, poate vă vând anumite ponturi. Bun, și o să încep cu câteva haine favorite pentru acest sezon, care am început să le port cu drag și cu care mă mândresc și pe care vreau să vi le arăt și vouă. Primul lucru pe care vreau să vi le arăt este această eșarfă. Ei bine, această eșarfă este baticul Lum Mamaia. Mămâițele voastre au un astfel de batic în garderoba lor, să zic așa. Bineînțeles, poate fi folosit și ca batic, dar eu nu-l folosesc ca batic, eu îl folosesc ca eșarfă. Acum o să mi leg așa un pic să vă arăt cam cum vine. De obicei îl aranjez mai mult. Eu acest batic, să zic așa, l-am cumpărat din magazinul Obor în urmă cu vreo 4 ani. Și a devenit una dintre șarfele mele favorite. Merge în foarte multe combinații. O să ziceți că este un pic cam înflorat, cam, nu știu, cam prea mult, prea colorat, dar vă garantez că merge în foarte multe combinații. L-am purtat atât la geci de fâși, la geci de piele merge demențial, la sacouri, la paltoane și vă spun că dacă lăsați ca accentul să fie pus doar pe această eșarfă, va arăta foarte bine și vă va scoate din anonimat. Un accesoriu unic, vă spun că dacă aveți eșarfa asta la gât, nu o să mai aibă încă 10 persoane care stă în stația de metrou cu voi, o să fiți unice și deosebite. Plus de asta este și un accesoriu care aduce aminte de naționalitatea noastră și asta îl face special. Eu sunt mândră că sunt româncă, așa că îmi place foarte mult acest batic. Rămânând tot la zona de haine, o să vă arăt un palton pe care l-am cumpărat de la H&M. Arată cam așa. Nu prea intră el, cred, tot în cameră pentru că este destul de lung. Îmi vine cumva peste genunchi la jumatea gambei. Și arată cam așa, vine și cu o curea, în talie se încheie cu doi nasturi, o să inserez și o poză cu momentul în care l-am îmbrăcat. Da, al meu este mărimea 36 și l-am comandat de pe site de la H&M, nu știu dacă la un magazin, au avut ei transport gratuit zilele trecute și 20% reducere. Prețul întreg a fost de 280 de lei. Și din care s-a scăzut acei 20% reducere și dacă știu eu să fac socoteala bine, cred că vine minus 56 de lei, 20%. Da, deci a avut un preț bun pentru un asemenea palton, nu este din stofă, este dintr-un material, nu știu, dintr-o țesătură, ceea ce mi s-a părut foarte interesant pentru această primăvară, iar culoarea, nu vă mai spun, este un portocaliu, cărămiziu, portocaliu, foarte plăcut la vederea sa. Înțelegeți ce vreau să zic. E bine, trecând la categoria de pantofi, mi-am achiziționat niște tenești, să le zic așa, de la Adidas. Nu mai am, de fapt, niște tenești de la Adidas, acum am o să amintesc pe negru, dar nu știu de ce nu îmi plac foarte mult, pentru că mi-arată piciorul ușor mare, dar îi port, sunt dragi, mai ales că i-am primit de la, sunt primiți de la persoane dragi, să zic așa mie. Și mai am tot așa de la Nike niște Adidas negri de la Air Max, Air Max sau cum se pronunța, în fine, nu prea le am eu cu brandurile astea de haine sport pentru că nu prea mă îmbrac sport, nu este stilul meu. Dar mă rog, hai să trecem la Adidas. Da, pentru că despre ei este vorba și o să-i pun aici și o să vi arăt. O să scot din cutie, la fel o să inserez poze cu momentul în care i-am încălțat, le-am făcut poze și cam așa arată ei. Îi găsiți și pe aceștia încă pe site, i-am luat de pe, am uitat site-ul, dar o să îl caut și o să vă linkuiesc în bara cu descriere pentru că am uitat, la fel o să vă linkuiesc și paltonul. Da, bun. Aceștia sunt Adidas-i sau tenis-i sau ce vreți voi să fie, sunt din piele, interior, exterior și îmi plac foarte mult, m-am simțit foarte bine în ei, vă dați seama, sunt, i-am luat albi simpli cu verde, mă rog, aici are, i-am luat cu verde, pentru că mi s-au părut clasici și n-am vrut să iau altă nuanță în spate aici și
Nu știu, eu când mă gândesc la Adidas, mă gândesc în general la tenis și Adidas alb cu verde. Nu mă gândesc la altă nuanță sau alb cu albastru. Mai avea cu roz, cu gri, cu mai multe nuanțe. O să vă las eu acolo, mă rog. Inițial am vrut să-mi cumpăr, sincer vă spun, unii de la Puma, care aveau în loc de șiret o banderolă, nu, care aveau un loc de șiret, de fapt aveau șiret, dar era dintr-un material făcut ca o pamplică. Ei bine, pe aceea am vrut să-mi achiziționez inițial, numai că erau 400 de lei și sincer mi s-au părut cam scumpi pentru o pereche de tenis 400 de lei, pentru că eu nu port, nu-i port zilnic și atunci n-am vrut să investesc ația bani și am găsit această variantă mai ieftină, au fost undeva la 260 de lei, mi-au plăcut foarte mult, o să vă las link în bara cu descrieri și aceștia sunt foarte mulțumită de achiziționarea lor. Apoi vreau să vă arăt tot o favorită, aceasta e mai greu de achiziționat, sincer vă zic, o să vă arăt, dar nu știu dacă o găsiți pe undeva să vă achiziționați. Este vorba despre o curea de la Escada. Este o curea Escada originală, din piele, produsă în Germania, în mărimea 38. Și după cum bine puteți vedea, are două catarame, ceea ce mi se pare foarte interesant. Are în fața aceste coroane. Cureaua este inscripționată ca fiind Escada și Made in Italy pe toate cataramele. Așa arată și pe interior. Arată foarte bine cureaua aceasta. O să vă vină să credeți cât a costat cureaua aceasta extraordinară. E bine, o astfel de curea este destul de scumpă. Nu știu cât a fost prețul ei original, dar cred că destul de scumpă. Și eu am văzut cureaua aceasta la o tipă care din America, care făcuse la un moment dat un haul cu niște curele luate dintr-un magazin la mâna a doua. Știți că în America chestia asta cu magazinele la mâna a doua sunt foarte populare și, mă rog, sunt tot felul de magazine mari și care arată ca niște supermarketuri, niște imensități, care la noi n-ai unde să vezi așa ceva. Și acolo tipa asta a găsit niște curele Escada, una cu 10 dolari. Și a luat tipa aia vreo 10, pe toate le luase, băi, niște super bități de curele, deci ceva wow. Ei bine, și printre ele a arătat cureaua aceasta. De aceea, reamintind, o să mai vedeți clipuri cu legea atracției, eu cred în legea atracției. Asta a fost lucru prin care mi-a arătat că chiar legea atracției există atunci. Bun, și o să vă spun. Deci, așa arată, era, am văzut-o, mi-a arătat-o tipa respectivă, mi-a plăcut imens de mult și mi-am dorit-o din tot suflet. Bineînțeles, am zis, wow, ce mi-a plăcea să am o asemenea curea cu două catarame, îmi plac curele astea cu două catarame, mi se pare deosebite, mi se pare ceva inedit. Bun, și într-o zi, eu de obicei merg cu mașina cu un coleg. Ei, în ziua aia nu știu cum s-a întâmplat, că m-am gândit eu să, că mi-ar plăcea să merg așa un pic pe jos. Și m-am decis să o iau pe jos, cum spuneam. Am plecat pe jos și de la serviciu, cu metrou, bineînțeles, nu pe jos, că n-am mers doar pe jos. Și am ajuns la mine în cartier, dar am luat-o pe o altă parte decât o luam de obicei. Deci parcă tot m-a atras, zic, să mai iau și pe aici, să mai văd așa ce magazine s-au mai deschis, ce mai sunt la parterul blocului. Deci la parterul unui bloc e deschis un magazin la mâna a doua. La acel parter, să zic, am văzut cureaua în geam. Deci nu mi-a venit să cred. Am trecut și mi-a marcat ochii că treceam așa pe lângă vitrin și mă uitam. Și cum mă uit, văd ceva. Și mă uit mai bine. Ce credeți? Cureaua aceasta era în geam așezată. Deci efectiv așa, agățată, în geam așezată, nouă cu etichetă pe ea. Deci nu o să vă vine să credeți. Și eu am zis, Doamne, ai cura de la Escada, pe care am văzut-o. Inițial am crezut că nu e originală, sincer, fiind și cu etichetă și atârnat acolo, m-am gândit că, băi, asta nu e originală, sigur. Adică, dacă era să vindea, cine n-ar fi cumpărat o curea de la Escada? Am intrat în magazin, am pus repede mâna pe ea, m-am uitat foarte bine, foarte atent la ea, am văzut-o că este originală, m-am dus, am plătit-o, am dat doar 10 lei pe ea și etete cureaua mea, Escada, care a fost doar 10 lei. Și de atunci cred tot mai mult în legea atracției, pentru că nu avea cum o astfel de curea să rămână necumpărată și să fie în fața ochilor mei. Iar asta vreau să vă spun și vouă, că
în viață ce este să fie al vostru, al vostru va fi. Să fiți sigure de lucrul acesta. Și siguri, bineînțeles că probabil sunt și bărbați care mă urmăresc acum. Apoi o altă preferată, tot la capitolul accesorii, este geanta pe care o port în momentul de față. Și este această geantă care este o copie Prada, deci nu o să vă mint, nu este originală. Eu am cumpărat-o din Dubai când am fost în vacanță și s-a păstrat foarte bine. Este o copie destul de reușit făcută, bine, s-a mai deteriorat ea un pic pentru că a fost purtată și o bag, frate, în ea, deci este super grea. Dar după cum vedeți, s-a păstrat destul de bine. O am de 3 ani și am purtat-o destul de mult și sunt foarte mândră de ea așa și mulțumită. Are toate înscrisurile, o să rămâneți uimiți, e o copie foarte bine făcută și pe fermoare și pe spate, pe aceste piciorușe are înscrisurile Prada. Este foarte bine făcută și confecționată, este din piele, mi-a plăcut. Bineînțeles, gențile astea nu erau la vedere, adică dacă o să vă duceți în Dubai, nu o să găsiți peste tot făcături, pentru că ei oarecum le ascund, dar te ia de mână și spune, vrei o geantă, vrei o nu știu ce, și te duce. Și când te duce undeva la, într-o cameră din asta, la un etaj, într-un apartament, o să vezi că au numai copii de genți, de tot felul, de la Chanel, de la tot felul de copii. Eu nu sunt adepta copiilor, vă spun sincer, dar aceasta mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut forma, mi-a plăcut culoarea, mi-a plăcut calitatea, era din piele și am zis să o iau chiar dacă scrie Prada. Nu, nici nu mă interesează dacă cineva se prinde că e o copie, pentru că mie îmi place forma ei și chiar nu îmi pas. Bun, apoi vreau să vă arăt această brățară pe care am cumpărat-o de la Aeon. A fost undeva la 25 de lei. Și este preferata mea în acest moment ca și brățar, o port lângă ceas, ceasul meu de la Fossil, care la fel și ăsta este un preferat și îl tot port, îl am de vreo 4 ani și s-a păstrat impecabil, deci ceasul ăsta arată impecabil și l-am purtat aproape zilnic. Merită să vă cumpărați, să investiți într-un ceas Fossil, sincer vă zic. Și da, aceasta este brățara, îmi place foarte mult, îmi place că arată mai scump decât este. Și în general caut să cumpăr lucruri care arată mai scump decât sunt. Nu-mi place să dau banii pe chestii care arată ieftin. Să vă arăt niște chestii care le-am achiziționat de pe AliExpress. Cred că toată lumea a auzit de AliExpress. Eu de acolo îmi cumpăr carcasele pentru telefon, acelea transparente. Câteodată vin cam târziu, dar de acolo mi le cumpăr pentru că sunt foarte ieftine. Sunt două agrafe de păr, dacă le vedeți voi de acolo, sub formă de foarfecă. E bine, vin foarte bine. În păr, se văd foarte frumos, una este argintie și una este aurie, sunt foarte interesante și una are un păr de pe ea, sunt foarte interesante, foarte frumoase, mie îmi plac, eu le port cu plăcere, cu drag și una știu că a fost în jur de 100 de un dolar, deci undeva la 3 lei și ceva, eu zic că un preț foarte bun. Apoi un alt lucru pe care mi l-am cumpărat de pe AliExpress este un lac de pălărie. Așa arată. Reprezintă o frunză, a zice eu. Și a fost la fel până într-un dolar. Deci un preț foarte mic. Argintiu este. Eu nu-l folosesc ca lac de pălărie pentru că nu prea port pălării. Nu că nu-mi plac, dar sunt un pic cam greu de purtat și de multe ori mi este dificil să le port, dar îmi plac pălările să le privești, să le privesc la alte persoane. Eu acest lac de pălărie îl port la sacouri ca sau la paltoane ca broșă. Efectiv se desface chestia aceasta și intră ceva de genul și arată cam așa când îl pun pe haine. Arată cam așa când îl pun pe haine. La capitolul favorite vreau să vă arăt și niște cercei pe care am achiziționat tot de pe AliExpress. Așa arată. Sunt argintii și au cristale, niște pietricele. Bineînțeles sunt din aoleo, tigaia mea. Nu sunt din un material prețios. Au fost foarte fine. Au fost undeva la 3 dolari o chestie. Dar arată foarte bine și sunt un accesoriu fantezie foarte drăguț. Ce țin să precizez, într-adevăr, eu mai am cercei luați de pe AliExpress la 1 dolar, 2 dolari, 3 dolari. Cănesc destul de repede, adică îi porți, nu știu, de 5 ori și deja vezi că a început să
se cam curețe culoarea de pe ei, dar cred că la $1-$2 ce pretenții poți avea și consider că îți poți cumpăra mai multe perechi de cercei fantezie pe care să îi schimbi și, bineînțeles, când se fac urât să îi arunci. Iar acum o să trec la ultima categorie din acest clip și anume coafarea părului. Vreau să vă arăt două aparate, cu care eu îmi aranjez părul. Amândouă sunt de la Babyliss. Nu sunt sponsorizată Babyliss, cu toate că știu că Babyliss mai face sponsorizări pe aici. Mi-ar plăcea să fiu sponsorizată de ei, recunosc, dar nu sunt. Încă nu. Și mi-am achiziționat, prima oară, mi-am achiziționat, de fapt, acest ondulator pentru păr. E bine, sunt foarte mulțumită când îmi fac bucle. M-ați văzut în clipuri făcută bucle cu acest ondulator mă fac. Mă fac cu foarte mare ușurință, durează doar 20 de minute să mă fac bucle cel mult. Buclele ies strânse, ies, cum să spun, cu formă, îmi plac și îmi țin foarte mult, adică îmi țin gen 4 zile perfect. Îmi place acest accesoriu, ce să vă spun despre el, nu are ecran digital. Am văzut că au ieșit acum variante și cu ecran digital. Acesta eu l-am luat la reducere de pe EMAG și l-am luat odată și l-am luat cu vreo 220 de lei, deci un preț destul de bun. La cât de mult l-am folosit e wow. Și o să vi l-a răscos din cutie. Are o culoare plăcută, bine cu un cablu, mă rog. Are un buton cu două trepte de setare a căldurii. Prima treaptă și a doua treaptă, bineînțeles, am zis că are două. Și eu îl setez de obicei la a doua treaptă pentru că am părul firul destul de gros și vreau să reușească să-mi onduleze părul. Iar apoi după ce îl setați, îl lăsați ca să se aprindă becul roșu, să rămână aprins tot timpul, el licărește până să fie cald. În interior se încinge acest cilindru care îl are. Iar apoi pur și simplu băgați șuvița de păr, vă arată și aici cum o introduceți și decât închideți aparatul, iar acesta trage șuvița de păr, îl încolocește părul pe acel cilindru încălzit, iar apoi când eliberați are un piuit, când începe să piuie, îl eliberați și o să vedeți că șuvița rămâne ondulată frumos. Sunt variante acestui aparat destul de multe acum. Am văzut la cei de la EMAG și mai scumpe, sunt și la 400 de lei de la Babyliss. Eu de acesta sunt mulțumită și au avut și un preț bun, decent, spun eu. Iar după ce am cumpărat acel produs de ondulat, eu foloseam placa de păr pentru îndreptate și bineînțeles că placa de păr deteriorează părul, cu toate că am o placă de păr foarte bună, cumpărată recent, cu ecran digital, cu nebunii, totuși deteriorează părul și m-am gândit să-mi cumpăr și o astfel de perie, tot de la Babyliss, după ce am văzut un review aici pe YouTube și mi-a plăcut ce am văzut. Eu părul, acum drept, mi-l îndrept cu această perie. Bineînțeles, nu am un păr ondulat, sau creț, am un păr ușor ondulat după baie, își ia el așa o formă ciudată, dar acest produs mă ajută să-l îndrept, să devină fin, moale, pentru că are, din câte știu, ceva ioni care nu știu ce tata mare fac, are 3 tipuri de peri și da, probabil, cred că ar trebui să vă fac poate și un tutorial cu ea, dacă doriți, cu această perie. Arată, o să o scot și pe aceasta din cutie ca să o vedeți. Vine și cu o chestie asta de protecție pe care o așez pe ea, când se încălzește. Aceasta are 3 trepte de reglare a căldurii. La fel, LED-ul pâlpâie, iar apoi când este gata, caldă și gata de folosire, rămâne aprins într-o singură culoare. Cum o să observați, are de mai multe tipuri perii din interior. Și da, ajută foarte bine la îndreptarea părului, cum vă spuneam, pur și simplu iei șuvița de păr și o tragi prin această perie ușor, ușor, ușor. Îndrept părul prin ea și invers, așa. Și pur și simplu părul se îndreaptă, devine fin, neted. Nu știu, îmi plac aceste două
produse, sunt super aceste două aparate și vreau să vă zic că scutesc foarte mult timp cu acea perie, mă îndrept părul în 10 minute. Bun, acestea fiind spuse, cam acestea sunt favoritele mele ale momentului. Vă mai aștept pe canalul meu, sper că v-a plăcut clipul de astăzi, am răgușit un pic, am vorbit iar, am făcut un clip, cred că kilometric va fi și ăsta, dar hei, asta e. Până data viitoare, rămâneți cu bine, v-am pupat, pa, pa, dragile mele!